Deșteptă-ne aici, vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Dumitru Rânja din Susleni povestește despre un incident în urma căruia el și fiul său ar fi rămas în viață ca prin minune. Într-o duminică, doi bărbați mascați i-ar fi atacat la ușa casei. Am apucat de mână, m-a dat jos afară, m-a prins abat cu biețele. În timpul ăsta eu am strigat, o dat, s-a sculat și copilul. Eu traș la copilul un băț pe schinare. După ce tatăl și fiul său de 8 ani au rămas lați la pământ, atacatorii au dispărut, spune Dumitru. După aceea nu i-am mai văzut, nu-i... în care parte s-a fugit la val, la deal. Speriat, bărbatul a sunat la salvare. Mine m-a frizit, dar copilul l-a luat în braț și a ieșit până în centru. Chiar în centru a ieșit și am întâmpinat salvarea. Pe lângă bătaia zdravănă luată de la cei doi mascați, Dumitru spune că s-a ales și cu locuința distrusă. A format șocicu, o dată asta în jos, rubinlicu, a tras o bâtcă, farmația restrâni. La scurt timp, atacatorii s-au întors. Ce s-a întâmplat mai departe și de la ce a pornit totul? Aflăm în această seară. Dumitru Rânja, bărbatul care spune că el și fiul lui de doar 8 ani au devenit victimele a doi agresori mascați, a venit astăzi în platoul nostru să ne spună întreaga poveste. Haideți să-l întâmpinăm. Te rog să ne povestești cum și ce s-a întâmplat cu tine și cu fiul tău. Pe data de 3 ani, băiatul s-a culcat, eu tot trageam la televizor. Timpul ăsta s-a stins luina. Am format șoci cu ferestrele. Am dat să ies afară să mă uit la vecin dacă este lumină. În timpul ăsta, da, zice dușa, mă anină, mă dă jos. M-a prins abat cu știbiețe. Era unul într-o parte de ușă, unul într-o parte de ușă. După aceea... Fără nimic, încercai să întrebi cine sunteți, ce faceți? Nici, nici nu a grăit nică. Erau pus, aveau niște fiesuri pus în cap. Și nu a întrebat nimic deodată și m-a palit și am prins a strigat, zic, poate, auziv un vecin. Timpul ăsta s-a sculat și copilul. M-a palit mine și a palit și copilul. În timp ce l-am sunat la salvare. Salvarea a venit, nu a venit anuștri. Dar cât a durat bătaia? Da, cât? 20 de minute așa. 20 de minute? Da, ei, cioarele, mâinile, schinarea, vânătă, la copchil iară tot așa, vânătaie pe... Și copilul i-au tras? Da, două coaste, două fracturi la coaste. Hai să vedem ce le-ai povestit colegilor mei mai întâi, înainte de a ne povesti ce a fost mai departe. Ce le-ai povestit colegilor mei la fața locului? Atenție, mică. Am deschis ușa, m-a aninat de mână. În partea asta de o persoană, în partea asta într de altă persoană. M-a dat jos la pământ. Chiar aici eram ud, gămeșa mi-a rupt-o. În timpul ăsta, cum eu ștem jos, băietul a ieșit din casă. Eu am prins a striga, a ieșit băietul din casă. Băietul e câtă la în locul ăsta, mine m-a palit acolo unul, aici la întâi l-a palit pe băiet cu băiatul aici, chiar aici. Băiatul a chicat cu schinarușa și de marginea asta la ușă. Format șorci cu ea, cum a intrat. Un boldet aici cu băiatul aici, era fereastră. Aici, în partea asta la întâi, era fereastră. O stricat amândouă ochiul. După aceea, dar eu nu i-am mai văzut pe dânșii. Dumitru, spune-ne, te rog, dar tu nu ai recunoscut agresorii? Nu i-am cunoscut nici pe unul. Era un curci negri și erau ei îmbrăcați, dar nici pe unul nu l-am... Tot așa n-am zis, ca mine, în curci, balonul. Ce ați făcut mai departe? Ai pomenit că ai chemat salvarea și ați mers unde? La spital. Așa, la spital la Orhei. Da. Ce v-au zis acolo? Nu, zis că la băiet eu scris niște pastile și niște unsuri, că nu-i nici așa grav. Uite, și noi am telefonat la Spitalul Raional din Orhei să aflăm la ce concluzie au ajuns medicii care v-au consultat. Hai să vedem ce ne-au spus.
fișa de UPU, Unitatea Primirii Urgență, dar sunt înregistrate pe data de 3 februarie la ora 23:37. Ei s-au făcut examen radiologic la craniu, ei s-a prelucrat grăiturile și loviturile. I-a văzut medicul traumatolog, medicul internist la urgență și le-a făcut examen radiologic și nu s-a detectat nimic fractur. Este contuzia țesuturilor moi la regiunea toracului, în regiunea membrilor inferioare și superioare. Toate cazurile de agresiune noi anunțăm poliția numai decât. Doamna doctor ne-a spus că toate cazurile de agresiune, în aceste cazuri, ei anunță poliția. Ați ajuns în seara aceea și la poliție? Nu, doamnă, de la spital ne-a luat poliția. Eu, nici noi am auzit pe domnul polițiști când au zis că trebuie să vă smerți cu mine, să mergi până în ateliere. Ne-am dus acolo în ateliere, acolo unde scriu cerere. Ei am spus că eu descris cerere, nu pot, că... Zic, de scalit, mai scalit, scrieți-o dumneavoastră, zic, și pe urmă, zic, mi-ați citit eu și... De ce nu poți? Am prea învățat la școală. Deci nu prea știi să scrii? Da. Dar de citit știi? Nu. Și atunci ce au scris în locul tău? Nu, nu au scris, că ai fost batut. Ți-a citit cineva acea declarație pe care ai semnat-o? Tot ei, da. Tot polițiști. Și tu ai semnat-o? Da. Așa? Era unul, pornind la două. Băietul a venit pe jos, până acasă. Univata... La 3, până la 4 eu am ajuns acasă, băiatul pe jos. Hai să vedem ce ne-au spus la Inspectoratul de Poliție Orhei despre cazul vostru. Să ascultăm. Pe cazul dat a fost pornit un dosar penal pe faptul violării de domiciliu, pătrunderea ilegală în domiciliu cu aplicarea violenței. La moment, poliția a stabilit un cerc de persoane suspecte, urmând ca în cadrul urmăririi penale să fie identificate persoanele care se fac vinovate de comiterea acestei infracțiuni. Inițial, victima a fost de acord să se deplaseze la oră târzie la Inspectoratul de Poliție Orhei, dar nu s-a pus întrebare referitor la unitatea de transport. Ulterior, dacă polițiștii ar fi fost la curent cu necesitățile victimii, pe moment se identificau soluții pentru ca persoana să fie transportată la domiciliu. Ai auzit ce a spus doamna? Da, nu a fost așa, cum spun dumneavoastră, nu a fost așa. Băiatul ăia că era de față cu mine. Eu n-aveam o leu în buzunar, n-aveam. Și m-am pornit pe jos, ne-am pornit, zic, poate, zic, mi-a căcat o mașină așa. Și nu, cum au spus, mie ei nu a fost așa. Așa sau altfel ați ajuns acasă? Da, am ajuns. A doua zi, cum vă simțeați tu, băiatul? Mi-au prins și mie asta rău, dar mai tare de băiat. Zic, doctorul mi-a scris la Orhei să cumpără niște pastile și niște unsori. Eu m-am gândit altfel, zic, să mă duc cu dânsul, zic, la Strec, la Chișinău, la specialiștia ta. Când am ajuns la Chișinău, o văz, da, mă, doctorii, că ce are pe schinarușă, o zic, da, el are două fracturi la coaste. Are două fracturi la coaste, așa da. Ți-au spus medicii? Da. Deci fracturi pe care nu le-au descoperit cei de la Orhei? Da, da. Și ce v-au făcut? L-au internat în spital, eu în ziua și am venit acasă, înapoi. Cât a stat băiatul la spital? O 7, 11 zile, așa. Păi 7 sau 11? 11 zile. Acum se simte mai bine? Da, dacă nu-i mai ghinișor, dar după cum ne-a spus doctorii că are, tipa, nu-s prins costițele celea cum au fost. Dar mă, când a crește mai mare, poate a să aibă el duriere, poate a mai el încă e sfârcșor, e zgârșe încă la dâns, cum s-a spune. E tânăr, poate a mai încă nu sânte. Noi o să revenim la acest subiect puțin mai târziu, dar acum vreau să vorbim despre bătaie. Cum crezi? De ce le-ar fi trebuit să te bată? Pe tine și pe fiul? Am trăit cu o persoană, am trăit univata 4 luni jumate. Am trăit la dânsa, am trăit 2 luni. Și apoi ne-am mutat la mine. Și am trăit la mine mai departe. Că s-au prins asfadic cu părinții a ei. După aceea, ei m-au amenințat cu vorbile astea care... O zis că nici nu-i să te aștepți. Eu nu i-am făcut nică, n-am batut-o, n-am obișnuit cu nică. Eu zic, dar pentru ce să mă bat în casă? Și ți-am făcut eu țic să mă bat în casă? O să ca spun eu niște băieți la cal, dar eu nici n-am știut că eu trăit cu voi 5 oameni. Deci tu obănuiești pe fosta ta concubină că ea ar fi pus la cale da, acești bărbați da. Să vină să te bată în da, casa ta. E așa singur ne-o zis cu gura ei. Femeia acuzată de fostul ei concubin că ar sta în spatele atacului mascaților, pe care l-ar fi comandat din răzbunare, a venit astăzi la noi în studio să ne spună propria versiune a celor întâmplate. Să întâmpinăm!
Dumitru tocmai ne-a povestit că tu ai fi trimis niște bărbați mascați la el acasă să-l bată pe el și pe fiul lui de 8 ani. Nu, eu nu am trimis niciun băiat, niciun bărbat, cum se mai spune, pentru că nu am motive. Noi am făcut-o așa, am trăit puțin, dar a fost chiar și dureros pentru mine. Am decis să nu mai trăiesc așa viață, cum a trăit și alte femei cu el. Și am decis să ne dispărțim. Ce viață ai avut? Pentru că Dumitru ne-a povestit că ați fost fericiți timp de 4 luni și jumătate, cât a durat relația voastră. Nu, 4 luni și jumătate, asta a fost la 3 luni și 3 săptămâni. Da? Dar cât am stat noi în deal? Eu în deal cât am stat cu tine? Și apoi ne-am mutat la noi de vale. Ia-ți spune tu cinstit așa. Câte liemne am tăiat, câți popșoi am bătut la... Ia-ți spune drept. Orice bărbat, dacă vine la o femeie în gospodărie, orice bărbat trebuie să facă un oarecare lucru. Nu doar, asta, să stai și să mănânci și să dormi și gata. Și eu cât? Eu ce-am făcut? Cât timp am stat noi în deal, tu ai lucrat. Pe urmă ai lăsat lucru. P-am lăsat, că șed cu tine. Să vă fac lucrul vostru. De ce stai cu mine? Eu consider că, Dumitru, ceea ce vorbești, nu, Dede, este normal. Cu orice familie trebuie să aduc și bărbatul și soția. Trebuie să întrețină bărbatul, trebuie eu să aducă. Dumneavoastră, dar pe mine mă interesează altceva. Știu, și care a fost motivul? Voi vorbiți că este foarte bine. Nadejda spune că au fost alte motive. Ce a fost motivul când voi v-ați despărțit până la 3 luni și ceva? Este un termen foarte, foarte mic. Da, e foarte mic. Când ne-am mutat la el, au început certurile. El atunci nu lucra, a început gelozia care a început, mă petrecea pe la transport, înapoi mă întâmpina câteodată când putea, câteodată nu venea. Apoi a început certurile care mai mari, apoi a început câte o palmă, pe data de 1 ianuarie, de ziua copilului, am avut o ceartă. După ce a alungat toți oaspeții din casă, a luat mâna pe cuțit și a spus că te tai, că tu stai cu cumătru de vorbă și tot așa ceva. Și toate certurile erau față de copii? Da, da, erau față de copii și el striga că să ducă pe lejancă să culce, dar el cu mine mai departe să-și facă... Te-a amenințat cu cuțitul? Da, am și acum semnul la gât care este. Chiar te-a tăiat? Numai cât puțin m-a atins cuțitul la gât. Ce-ai făcut după asta? Ai mers la poliție? Nu am mers la poliție, a doua zi s-a cerut scuze. I-am spus că mai mult să nu se repete. Și l-ai crezut? Parcă da, parcă nu. Bine, s-a mai repetat de nou? Da, s-a repetat pe data aceea. Dar și ce se mai întâmplă și cum a fost? Tot bătăi erau cu pumnii. Pentru mine un pic e ciudat ceea ce povestiți, pentru că în 4 luni parcă eu nu știu dacă reușim noi încă să mai gelozăm. Adică suntem într-o euforie de a plăcea, de a iubi, de a... Cum a fost la voi, de fapt, că totuși a fost chestia asta de gelozie? Am trăit, vă spun așa, cinstit, până a fost conflictul cu... când a venit ea noaptea, s-a început. Ți-ai minte când ai venit la ora 3 de noapte acasă, cu taxiul? Nu, 3, era ora 12. 12 era? Precis? Da. 12. Da. Și am venit în... am fost cu colegii. În stare de ebrietate a venit. Când m-ai amăgit că ești la pațâcă și la pațâcă ești acolo la... Și eu am, așa l-au zis cum să ies cu mașină. Eu am fost când fete de la serviciu și noi, eu dacă aș venit cu alt transport, așa târziu nu este niciun transport. Dar tu mi-ai mai avut de un prost, când i-o dat, dar tu nici așa ne-ai spus. Când i-o dat, Dana ne-a dat mie, ia câtele 200 de lei și eu am venit cu taxiul. Eu atunci am primit salariu. Tu te ascundeai de banii tăi, te ascundeai de mine. Eu când am ieșit din smena de noapte, tu știi foarte bine la ce oră ies. Bine, ai ajuns acasă. Ce s-a întâmplat? Cum el a început cu, la mine cu vorbe murdare, unde ai fost. El iară din nou, iară că tu ai fost cu bărbat, că te-a adus sau un bărbat. A fost prima scenă de gelozie în relația voastră? Da, a început voastră? O scenă foarte mare de gelozie. Dar zi-mi, te rog, totuși tu ai fost fericită în această relație, măcar, nu știu, ceva timp, la început? Fericită a fost, puțin timp a fost, pentru că... Cu timpul am aflat cu cine mai departe eu pot să înduc mai departe viața. Am aflat de la multe persoane și din lumea din sat că ai spățești și tu cum au pățit și celelalte femei care au trăit cu el. A fost vreo grabă să treacă el la voi în deal? Nu puteai să-l studiezi în vale, să vezi și prezintă valea ca pe un sol ridici în deal? Înainte nu s-a întâlnit, m-am întâlnit cu dumneavoastră și am zis că adem până în deal că avem dat la teasc. Așa ai cucerit-o din start?
Da. Într-o zi? Da. Nadejda, este adevărat? Nu, a fost trebuit mai mult timp. Și-o trebuit mai mult timp? O săptămână. Da, dar în ziua și am venit în dealul și din ziua și am avut și relații. De cum credeți voi, într-o săptămână tu poți să cunoști pe un bărbat, pe un om, așa cum... Acum vorbești așa cum, dar când faci cunoștință cu o femeie, el așa din adâncul sufletul îi spune niște vorbe că orice femeie poate să... poate dar să fie cu un caracter mai puternic. Haideți să vedem acum ce le-ai povestit colegilor mei despre ziua în care ai decis să-l părăsești pe Dumitru. Atenție la ecran. Pe data de 15, așa mi se pare că... 15 ianuarie. A zis că se duce la Orhei. Mi-a luat cardul și a plecat. A venit și mama soacră, care mi-a spus că hai să servim câte un pahar de vin. Eu am spus că nu doresc. M-a sunat mama și a spus că vrea să vie, să ia fetele la ea, să stea câteva zile. Că era sâmbătă, duminică, sărbătorile și erau și răcite. Dar nu a venit singură pentru că se teme de el. A avut un conflict și se teme. Că el e agresiv, da. Și a venit cu mătru de-a meu. Atunci a început o ceartă între mama soacră și cu mama mea dreaptă. De ce tu vii și iei fetele în deal? Mama a spus că sunt fetele mele, sunt nepoțelele mele din la fată și am dreptul să le iau în deal. A început o ceartă, mama a luat fetele și a plecat. Ea a plecat peste vreo 2 minute. A început cearta cu mine și între ea. A spus că se duce acasă la ea și îi sună lui Dumitru, Dima. O să vie și o să te bată. Ai să pățești și tu ca și Milandra. Așa o spunea pe prima lui soție. Nu că tu stai, te ambiești, tu ai să mai stai mai mult. Și eu m-am speriat, dacă eu știu povestea care a fost cu prima lui soție, m-am speriat, am telefonat-o pe mama și i-am spus: iată care e problema, vin, te rog, și să mă ajut să-mi iau haine în deal. Cum a trunit și ne-a luat geanta și m-am plecat în deal. Nadejda, ai pomenit de fosta soție a lui Dumitru și ziceai că a pățit ceva. Poți să ne spui ce a pățit ea? Da. După puțin timp cât noi am trăit și eram împreună, mi-au spus multe persoane din sat. Mi-a spus că soția lui a fost bătută de el. Era, mă dezbrăca cu pielea goală, pus-o în beci sau a dus-o în beci, a închis-o în beci, i-a aruncat câte bucățări de pâine ca la un câine. Așa au fost. Și eu, când am auzit de aceste vorbe care se auzau în sat, chiar m-am speriat. Nu-mi vinea să cred. Dar tu ce nu spui cum bate fietele? Mai târziu vom reveni, Dumitru, la fosta ta soție să discutăm despre asta, dar acum te rog să ne spui, Nadejda, tu, cum a reacționat Dumitru atunci când ai plecat? El a început să mă telefoneze. Eu i-am spus că eu mi-am luat fetele și am plecat în deal. Așa. Apoi au început mesajele vocale, video. Ce fel de mesaje? Cu amenințări. Cu amenințări. Ne-ai pus la dispoziție câteva dintre aceste mesaje. Haideți să-l auzim pe cel vocal. Auză, ține telefonul ăla că îți ce ai, oi. Cum faci tu, ești deștea, trimiți mesajuri în ta, deschide telefonul ăla. Este vocea ta, Dumitru, recunoști? Acest mesaj a fost pentru Nadejda? Și ce încercai să-i spui? Am vrut să-i spun niște vorbe, că deși pe mine m-a prins a ugrajă, unde era el la Rădzina cu persoane, tot așa, poate prieteni de-a ei. Și tot așa m-a prins a... Tu ai sunat și... de pe alt telefon, m-ai sunat pe mine și ai început a vorbi. Eu da, i-am spus vorbele astea. Da. După aceea a luat Dana, a luat telefonul și m-a oprins la grec pe limba rusă. De ce tu vorbești așa prostii cu... Dacă tu așa oameni, tu nu-i cunoști. Nu-i cunosc. Cred că așa nici m-a batut în caz dacă nu-i cunoști. Tu nu vrei să-i spui. Eu nu am niciun motiv pentru că eu strimăt oameni la tine să te bat. Eu am 2 copii de crescut.
și vreau să fiu alături de copii. Cum tu, dacă vorba ta, să-i dau educație, să-i dau dragostea mea părintească. Dar eu nu vreau ca să stau închisă pentru că tu îmi faci mie acuzații false. Haideți să auzim și celălalt mesaj pe care ți l-a trimis, zici tu tot, Dumitru. Atenție! Mai au 10 ani credeau cu tine, unde prinde care și iasnă, fărând de tăp, oaiu. Eu am în seara îndeală acolo, pe tu și la lucru, abia o îndeală acolo, tu prinde care și iasnă. E drept, am zis vorba asta. Din ciud am zis vorba asta. M-a pune în ciurnă, spisul, m-a pune așa. Băi, dacă ai de greit, graiești cu mine, dar nu m-a pune și nu da tot telefon la... Că au fost pe la... Unde mai fost, la Rădzână au fost, au avut zi de naștere. Și femeie, să le ieși tu cu o chestie, duci la Rădzână, la zi de naștere. Dumitru, aceste mesaje, tu le-ai trimis Nadejde deja după despărțirea voastră? Da. Unde te prind? Acolo. Da, așa, așa au fost. Da, Nadejda și-a realizat amenințarea? Da. Într-o dimineață, când am ieșit de la serviciu, fost, la ora 7, asta a fost după ce o trimis video, peste vreo 2-3 zile. După ce am ieșit de la serviciu, la ora 7 mă cobor din transport, care este aproape de casă. Și cât mergeam pe drum cu colegii de la serviciu, el a ieșit dintr-o potică și la mine la bătaie. Vin cu asta să discutăm. Ce să discutăm? Că era întuneric afară, ora 7, era iarnă, timp de iarnă. La mine, eu eram în geantă, apuca geanta să mi-o tragă, să ne-o rupă din mâini. Și avea ceva la dânsul. Nu am... Ca cuțit era, că când am căzut jos, mi-a trasnit un pumn în spate, eram tăiată la deget. Cineva cu deasâla te-a dus pe tine la Nadejda? Nu. Cineva ți-a băgat, cum zici tu, cu deasâla să te îndrăgăsești în Nadejda? Nu. Cineva ți-a spus că Nadejda e proprietatea ta și ce vrei, așa îi faci cu dânsa? Nu. Dar spune-mi, te rog, de ce te porți așa cu dânsa, de parcă ei e roaba ta? Eu știu că el se nervează, dar m-am gândit că el a să facă cu o prostie. Și asta chiar s-a întâmplat, prostia. Îmi aduc și-mi pun ori tu și tine, bag la pușcare, ori mă duc și-mi pun la altul. Ai fost încuiată în beci, dezbrăcată, da. Și încuiată în beci? Da. De către Dumitru? Da. Soțul tău? Da. Trebuie să ne deșteaptă deșteptarea asta, eu ți-am spus. Cât a sunt de 8 ani, 8 leșe! Așa. A zis că e dușa, mă anină, mă dă jos, m-a prins abaticul, știi, bieță. Era unul într-o parte de ușă, unul într-o parte de ușă. Timpul ăsta s-a sculat și copilul. M-a palit mine și apoi palit și copilul. Două coaste, două fracturi la coaste. Cum crezi, de ce le-ar fi trebuit să te bată? Pe tine și pe fiul? Am trăit cu o persoană, am trăit. După aceea, ei m-au amenințat. O să spun eu niște băieți la cal, dar eu nici n-am știut că eu trăit cu voi 5 oameni. Nu, eu n-am trimis niciun băiat, niciun bărbați, cum se mai spune, pentru că nu am motive. Am trăit puțin, dar a fost chiar și dureros pentru mine. Am aflat de la multe persoane și în lumea din sat că mai spățește și tu cum au pățit și celelalte femei care au trăit cu el. Vă reamintesc că în această seară un bărbat din Susleni o acuză pe fosta lui concubină că a trimis doi indivizi mascați, înarmați cu băte, să-l bată în propria lui casă. Băiatul său de 8 ani ar fi fost bătut și el și ar fi ajuns la spital cu fracturi. Asta ne spune bărbatul. Femeia, la rândul ei, declară că istoria cu bătaie este o invenție a fostului său iubit care vrea să se răzbune pentru că el a părăsit și l-a denunțat și la poliție pentru amenințări. Mai mult, ea ne-a prezentat și două înregistrări care ne fac să ne întrebăm, dar cine totuși este victimă în această poveste? Următoarea invitată de astăzi spune că știe răspunsul și abia așteaptă să intre în platou ca să ne-l spună. O invit aici pe Elisaveta Rânja, mama bărbatului. Să o întâmpinăm. Doamna Elisaveta, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cum ați aflat despre... Nu m-a luat deodată așa replică, așa m-am enervat-o când am văzut-o pe dumneavoastră, ei și nu pot. A să mai stiu o leacă un pic și apoi să vorbesc. Deci, ca să înțeleg, nu prea o agreați pe Nadejda? Dar eu cu dânsa nici n-am ce vorbi. Când ne-au distrus copilul, ne-au distrus băietul ăsta de tot. Ne-au distrus. Cum, doamna Elisaveta? Cum e că așa? Pentru că eu a dus copiii, el o le pădat lucru și el la lucru nu se duce. Că eu l-am ajit pe dâns că îl primește la cablu. Cu dânsa, unde lucrează e.
Luam azi și el le pădat lucrurile ca muia, el trebuie să duc la lucru, că eu am grăit. De ce la, de ce tu îi spus lui? De ce nu l-a ca primit la, la cap? De ce nu l-a tu primit la lucru? Tu nu spune mie misiuni, ha. De ce nu l-a primit la lucru? Tu tot, tu nu ești mai cu misiuni, că dar tu știi lumea, că știi lumea pe tine cine ești. Și cați la Sașa. Soltan medicu, în casă, pa. Dormei cu fiele, pa. Te-o văz, pa, mișulică, te-o văz, pa, este, pa, femeie, pa. Ia că te o că nu-i de pa, eu dă, s-o dau de față femeie. Dacă știi că e avut da. Pe Dima și eu zângă Dima. Doamna Elizabeta, eu vreau să vă întreb despre bătaia cu mascații. Ce știți dumneavoastră și cine v-a zis? Cine e mișulică? Mie mi-a spus un vecin acolo, chiar că l-a bătut pe cu metru. Au venit trei și erau mascați, au zis că. De unii noaptea, că el nu înțeles, băie, nici eu când mi-a spus așa, eu am rămas trăsită și eu. La ce v-ați gândit eu... atunci, doamna Elizabeta, când ați aflat asta? Cum la ce eu m-am gândit? M-am gândit că eu știu că el se nervează, dar m-am gândit că el a sfac cu prostie. A sfac srazu, zic, cu prostie. Și asta chiar s-a întâmplat prostie asta. Domnul Bereș, că a venit rep de salvare, dar s-a venit, el era mort. Și după cum eu au spus vorbele, că o greci pensat, că ea că a spus și ora să te calisească așa, ora așa, zic, la ce să mai trăiesc fața pământului, zic, ar pupi să-mi tergi și lăs telefonul, lăs tot. Mă duc și m-a îngropat mama, dacă nu m-a îngropat mama, m-a îngropat. Și știi copilul, copilul este copil, copilul. Și așa i-am spus, zic, eu palboma să-ți fac, nu la mine în ograda, să fac la tine în ogradă. La tine azi la măt acolo să fac, la tine în ograda să-mi pun lațul și acolo. Dar, iată, am aflat că Dumitru îl crește pe fiul lui... practic singur. E, el are grijă. Spuneți-ne, da, și eu... ce, în ce relație este Dumitru cu fiul lui? Are grijă de el? Îl iubește pe băiat? Dar cum nu îl iubește? Dacă e copilul lui. Dar haideți acum să vedem cine a povestit Nadejda despre relația dintre Dumitru și fiul lui. Atenție la ecran. De vreo câteva ori a venit acasă murdar. A luat hainele, l-a zbrăcat cu pielea goală și le-a dat pe foc. Și l-a început să-l bată. Pumne, cu palmele, cu piciorul. Și cum era afară omăt, în prag, cu șampun, l-a spălat cu omăt. Eu am încercat să iau apărarea, mi-a trăsnit o palmă. Și care n-a mai putut să fac nimic, zic că este copilul meu, eu răspund ea. Zic, nu-l pune în omăt ca să răcească, o să facă pneumonie. Nu este copilul meu, eu răspund de dânsul. A să răcească, eu a să-l lecuiesc, da. Sârmă o ținea... cum era un bac cu apă, ținea la un colț așa și îl bătea cu sârma peste fund, peste corp. În care câteodată când se băia copilul se observa semnuri pe corp sau pe spate cum stătea de la sârmă. Tu tine trebuie și să n-a calisită n-aș. Mă duc la pușcărie pentru o b**** de asta n-a. Pentru o să te bujuvară. Stați în fața noastră, chiar mă apucă fiorii și eu mă mir cum a rezistat, cineva rezistă auzi. Lângă voi, măcar 3 luni. E de atât am venit la Dima. Da, exact. De atât ai venit la Dima. Exact. Tu să vieți, să vieți, spui tu, dar ce nu spui de atâlele, bă? El își paduchea o atâlele, bă. Doamna Elizabeta, dar vreau să știu, dumneavoastră credeți că Dumitru putea să-și bată așa fiul? Nu știu, eu de asta nu știu. Copilul nu l-a bătut, eu și spui. Eu ia ca să nu mor, să dai Dumnezeu de moarte bună, dacă o bătut, băiete, poate al bătea așa de la, că venea un oră în blasa. Dar copilul nu l-a bătut, sârma. Uite, o să n-ajung până acasă, eu. Apoi, uite, eu îți spun. Îmi mă duc și îmi pun ori tu și tine, bag la pușcare, ori mă duc și îmi pun lațul. Dumitru, dar tu ai avut probleme cu legea, în general. Ai mai avut probleme cu poliția, cu... Da sau nu? Da. Și în legătură cu ce? Tot ea că eu mă întru la Ucioscovă, e mă dă, Ucioscovă mă ia și mă dă, duceți vă afară că ea trebuie să scrie ceri. E cu Ucioscovă, sui mașină Ucioscovă, o duci până acasă pe dânsa, eu rămas trasnit, știi? Smaș de cu Ucioscovă, are ceva? Tu spune motivul de ce? Eu m-am suit și m-am dus. Dar pentru că el m-a chemat la primariu. Tu m-ai speriat cu zis că eu cum, da, până în deal tu nu ajungi. Tu știi în partea aslantă de masă și de în partea aslantă. Tu până în deal nu ajungi. Și eu mă suit în un transport la mașină, dar da, la politică așa m-a dus până în deal. Așa grăiești, bă, tu grăiești cultural, mă, dar ce nu grăiești cu banii așa, bă? Și cu mine fix așa... Ce nu grăiești așa cultural cu banii? Cu mine tot așa au grăit. Te-a deșteaptă, nu ține deșteaptă, deșteaptarea asta, eu ți-am spus.
Cât a sunt de 8 ani, 8 leșe. Sașa, Sașa, serios, Sașa, spun, pe Sașa, urma mea, eu știu că rămâi în fior. Să-l aduc de martor. Eu n-am trăit cu 10 femei, dar cu 2 femei, cu 3 adică. El tot așa am trăit, o mă acuna, mă lepădată. La copilul lui nu lua apă, dar eu țin, la dată. Dumitru, doamna Elisaveta. Hai să nu săriți. Dumitru! Dumitru! Eu fac și eu soar, dar păi nu-i dau pisul ăsta. Doamna Elisaveta! Ia ca să vieți. Așa, dacă aici vă comportați cu ea, atunci vai de capul ei cum v-ați comportat acasă. Dar ce înseamnă asta? Dacă credeți că ați luat rob acolo? Dar eu n-aș fi voie. Păi de bun, atunci ce drept aveți dumneavoastră? A fost 3 luni de zile și acum ea este vinovată pentru tot nenorocire care este în viața fiul dumneavoastră? Dar ce v-a făcut? E viața ei, s-a dus unde a vrut. Fosta soție a lui Dumitru și mama copilului său și-a făcut curaj și a venit în această seară aici să ne povestească de ce fiul vine la ea numai atunci când nu are altă soluție, dar și ce viață a avut lângă tatăl copilului. Emilia, spune-ne, te rog, câți ani ați trăit cu Dumitru? Aproape 8-9. Emilia, spune-ne, te rog, de ce v-ați despărțit cu Dumitru? Nu am mai vrut să trăiesc cu dânsul. De ce? Am vrut tatăl. M-am prins ultimul timp abate. Ultimul timp cât? Pe 2 ani așa. Ce făcea? Cum te bătea și de la ce motive găsea pentru asta? Motive erau multe. Ba că nu-i plăcea mâncarea, toată, poate că și avea vreo una, venea acasă, motive. Vreo una? Da, cât a trăit cu mine, pe el a avut relații cu una, o adus acasă, atunci când ne-am despărțit noi. Am auzit că el o adus pe alta acasă, că eram m-am la Berea Zoși la părinți. Noi am aflat aici de la Nadejda. Voi vă cunoașteți, apropo? Știi cine este așa, Nadejda? Așa, Pselabi. Dar știi cine este Nadejda? Da. Sau cine a fost pentru Dumitru? Da. Spune cine e. Nadejda a povestit că a auzit prin sat vorbind că Dumitru îți făcea lucruri groaznice. Că viața ta lângă el a fost un coșmar. Este adevărat sau nu? Nu. Atenție la ecran. Ești mine foarte mult m-a bătut. Eu am fost legată și clanțuhul și m-a bătut, el m-a călășit mă pe mine. El m-a distrus, mă, că nu m-a călășit, dar m-a distrus mă de tot. Încă eu m-am revenit că am fost la Cipru, am 2 sori la Cipru și eu ne-am... m-au mai luat ele în mâini. Dar el nu m-a distrusesă. Eu chile goală am fost în cuietă în beși, 100 întreagă. Și eu nu vedeam de ochi, mă s-am acet de mâini. Așa și bătaia am cadat la dâns, pe geap. Ce ai povestit tu este o experiență groaznică. Ai fost încuiată în beci, dezbrăcată și încuiată în beci, de către Dumitru, soțul tău. Da. Dumitru, mă uit acum la tine și chiar vreau să aud ce ne spui despre asta. Da, și pot să spun. Au fost motive că poate vine și e servit și să începe toate chestiile astea. Dar de unde mi-am dacă eu eram copii acasă? Eu stăteam când vine mama la mine. De ce ai încuiat-o în beci, iar înainte de asta ai dezbrăcat-o? În familie se întâmplă multe. Nu, doamnă, nu se întâmplă așa ceva. Asta nu trebuie să întâmple. Poate în familia dumneavoastră. Da. Și spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ca mama copilul, că știți că el este violent. El era violent și față de copii? Da, mânca bătaie, dar pe avea motive. Când făcea, când erau obraznici. Da. Ce era în capul tău când băgai pe Emilia în beci cu piele goală? Fiera? Da, ce era în capul tău? De ce făceai lucrurile astea? Așa, eu la mine... Că era soția ta, mama, 3 copii, nu? Da, păi și eu eram tată la 3 copii și... Da, bine, da, că nimeni nu te-a băgat în beci. Dar ce ai făcut? De ce tu băgai pe ea în beci acolo? Cred că mi-s dușie câteodată că... Poate de la una, de la și ei, drept nu facem mâncarea ca lume și nu am... Să începe sfada de la... Și eu am nevoie să vă... Este adevărat că ai înainte de a o dezbrăca și a o băga în beci, ai bătut-o cu lanțul? Nu, a legat. Zi-mi, te rog, Dumitru, aici, ce ți-au spus încă o dată medicii de la Orhei? Ce a pățit copilul tău? Mi-au spus că să mă duc să-i cumpăr niște pastile și... Ei nu i-au depistat nicio fractură despre care tu ne-ai povestit mai târziu.
Dar ai spus că fracturile i-au fost depistate la Chișinău. Da. La centrul mamei și copilului. Da. Câte fracturi? Două. Unde? La coaste. Așa, haideți să vedem acel extras de la centrul mamei și copilului și eu am să te întreb pe tine ceva. Ai zis că a stat copilul tău internat 11 zile la spital? Nu, mai ți-o mint că eu și bani atunci în timp și la catam. Eu am, țin în mână copia acestui extras. Scrie foarte clar, pacientul, nu îi dau numele. Doamna Elizaveta, vă rog să fiți atentă, a fost internat în Institutul Mamei și Copilului de la data de 5 februarie până pe 7 februarie. Deci sunt 3 zile. Și externat din secția chirurgie urgentă cu diagnosticul contuzie peretelui abdominal. Diagnostice secundare, anemie, contuzie toracelui, dureri abdominale. Nici vorbă de două fracturi. Eu vă spun și, ne-a spus doctorul care de pe loc, el, Dima la 3-le etaj a stat. Și odată eu făcut snimca asta la... Și când eu fac, una așa, l-o chemat a doilea raz. Eu n-am nevoie să vă mai zic dumneavoastră. Tu îți dai seama că medicii nu au niciun interes să ascundă două fracturi la un copil, mai ales fracturi ale coastelor. Este o traumă extrem de gravă și extrem de periculoasă. Nu, de la rentgen ne-o dat, De la rentgen ne-o dat jos rezultatul, când v-a dat de la rentgen. Apoi când ne-o dat la rentgen... Deci, vedem documentul oficial, toată lumea poate să-l citească. Deci, Dumitru, este un mare semn de întrebare ceea ce ne povestești tu acum, pentru că avem un document oficial. În schimb, dacă o să ne uităm atent, în colțul stâng, vedem data, luna, anul. Dacă observați, data este schimbată, ștearsă și rescrisă din nou. Cine a schimbat data, Dumitru, acolo jos? Doctorul! Da, nu, noi am fost cumva uimiți, pentru că sunt informații diferite și am vrut să discutăm despre asta aici, în studio. Orice corectare a unui act, tot timpul se semnează, confirm, se pune o ștampilă, dacă ar fi fost ceva modificat. Doamna Bănărescu, eu doar o să vă întrerup pentru a vă spune că pe lângă acest certificat pe care l-am primit, am și telefonat la Institutul Mamei și Copilului. Să ne interesăm încă o dată dacă nu a intervenit vreo greșeală în acest document. Medicii de acolo ne-au confirmat că băiatul tău a fost internat la spital doar 3 zile și nu a fost vorba despre nicio fractură. Asta înseamnă că și diagnoza pusă de medicii de la Orhei cumva s-a confirmat. Medicii de la Orhei nu i-au depistat niciun fel de fractură copilului tău și nici la Chișinău nu au fost vorba de fracturi. Pentru că povestea bătăii cu mascații, dar și relația tatălui cu fiul său de 8 ani trezesc mai multe întrebări, dacă chiar nu suspiciuni. Noi am decis să apelăm la testul cu detectorul de minciuni. Dumitru, și aici vreau să te întreb, tu ai fi gata să treci acest test? Da. Eu te rog chiar acum să ieși din platou, te așteaptă expertul nostru după culise și o să te așteptăm să revii tu și rezultatele acestui test. Cierva de mine și e dizghinată, nici nu mă uit. Dar nu de mine, dar de alt client așa e dizghinată. Clorofos în ochi să-i dau. Eu aș vrea să-mi amintească de ce trebuie să-mi spare copchielul, atâta vreau. Dar cu ce nu-i spui dumneavoastră? Ce nu ești? Și au ei întâdășeau. Copchilul nici nimeni îți pare. A, să te pândească unul, nici n-ai știi. Eu ți-am spus, păi nu să zic, eu ți iau ochii, ba nu mă lăs. Dumneavoastră aveți intenția să spuneți doar adevăr la toate întrebările ce am să vă adresez? Da. Dumneavoastră singur ați bătut copilul și ați stricat contorul? Nu. Pe data de 3 februarie ați bătut copilul? Nu. Ascundeți ceva despre seara zilei de 3 februarie? Nu. Ați bătut-o pe Nadejda ca să-i rămână vânătăi? Nu. Este adevărat că în data de 3 februarie ați fost bătut împreună cu copilul de niște mascați? Da. Iar acum să-l așteptăm pe Dumitru să revină în platou. Iroul nostru a revenit, iar acum vreau să-l invit în platou și pe expertul nostru poligraf, Sergiu Baraga. Haideți să-l întâmpinăm. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele acestui test la detectorul de minciuni. Sergiu, te rog să ne spui la ce concluzie ai ajuns. Deci, în urma testării poligraf,
domnului Dumitru s-a stabilit următoarele. El cu un lux de amănunte a povestit toată istoria, ce e legată de seara zilei, de 3 februarie, și relația sa cu doamna Nadejda. Și iată că în urma testării s-a stabilit că modificări semnificative în reacțiile persoanei, adică, mai simplu vorbind, persoana a fost sinceră în timpul testării, dar a fost și a spus adevăr. Așa s-a stabilit după reacțiile persoanei, ceea ce demonstrează că el crede ceea ce spune. Dar, la sfârșitul testului, persoana, ceea ce nu a fost de la început și a spus că totul bine, a spus că are probleme psihice și este la evidența medicului psihiatru din raion. Ceea ce a demonstrat el. Asta ce confirmă că rezultatul testului nu pot fi considerate valide. Pentru că, Sergiu? Pentru că persoana, posibil că într-adevăr are careva probleme psihice și într-adevăr crede în ceea ce spune. Sergiu, noi îți mulțumim. Deci, da, s-a efectuat testul la poligraf, dar nu putem valida cumva aceste rezultate, este aflând ceea ce ți-a comunicat eroul nostru. Pentru prima oară suntem puși în această situație. Așa sau altfel, trebuie să mergem mai departe, pentru că cel mai mult în această poveste ne interesează nici măcar relația ta cu Nadejda, dar copilul tău. Pentru că, așa cum ai zis și tu, el a avut de suferit mult și, din câte se pare, nu doar din urma acelei bătăi cu mascații. Și tocmai din acest motiv, noi am rugat-o pe psihologa și expertul nostru permanent, Irina Parvan, să-l consulte pe băiețelul tău. Irina, te rog frumos să ne spui la ce concluzie ai ajuns după această consultație. Este un băiat destul de deschis, cu un zâmbet. Mi-a fost ușor să comunic cu el. Am lucrat prin prisma cărților metaforice, pentru că cu un băiat de 6 ani nu pot să-l conciliez răspuns, adică o întrebare-răspuns. Stați puțin că copilul are 8 ani. Copilul mi-a zis că are 6 ani, apropo. Copilul a zis că are 6 ani? Dumitru, câți ani are copilul? 8 are, da. Este clasa a doua? Da, nu, e clasa a întâia. Pierdut an. Pentru că la un moment dat eu mi-am dat seama într-adevăr că el e la școală. Când l-am întrebat, atunci tu ești la grădiniță, și a zis că nu, eu sunt la școală. Dar mi-a zis că el are 6 ani, în primul rând. Într-a doilea rând, da, el mi-a comunicat că ține foarte mult la tata, adică mi-a identificat prin cărți metaforice, mi-a comunicat. Și s-a simțit, adică a scos o carte așa destul de, hai să zicem, mai întunecoasă, neagră, cu pietre în jur, ceea ce a manifestat că este o frică, ceea că, de fapt, într-adevăr, el este din când în când bătut. Mi-a zis că nu prea ține la mama și la concubinul mamei, pentru că ei servesc. Am simțit un pic de manipulare, pentru că a zis că mama bea în continuare, de vreo 2 sau 3 ori în continuare. Mama bea, mama bea, mama bea. Și crezi că i-a fost asta băgat în cap? Ceea ce, de fapt, nu mi-ați spus acest lucru, pentru că chiar simt o coaliție între dumneavoastră și doamna Elizaveta și Dumitru. Da, adică chiar contra Nadejdei. Deci tu ai ajuns la concluzia că acest copil este bătut și este frică de bătaia din familie. Absolut, da. Și plus la asta am simțit un pic de manipulare. Și este regretabil faptul atunci când la noi în țară este o normalitate să-ți educi copilul prin violență. Acest copil, dacă ați observat, când prescripția medicală, la final, sunt niște recomandări foarte, pentru mine au apărut niște recomandări foarte importante. Să meargă la medicul de familie, să beneficieze de asistență medicală, ceea ce înseamnă că el nu merge la medic, să fie hrănit, alimentat corect, ceea ce înseamnă că el nu are parte de o alimentație corectă pentru copil, și multe alte chestii foarte importante pentru un copil să fie sănătos. Trebuie iubit și educat. Lăsați copilul, nu bateți copilul. Dumneavoastră sunteți așa pentru că ați avut parte de așa o educație. Violență naște violență. Întrerupeți acest lanț. Dați-i dragoste copilului. Și aș face un apel la autorități, probabil și am să o fac,
să văd care este rolul autorităților în creștere și în submonitorizarea creșterii și educației acestui copil. Ceea ce s-a discutat acum la final de emisiune mă face pe mine să cred că suntem în acea situație când suntem nevoiți să-l izolăm pe copil de tată, fiindcă nu cred că situația se poate schimba sau dacă vom pune în balanță ce ar fi mai bine să rămână cu tata sau să obțină o educație instituționalizată sau de altă natură, eu cred că pentru copil, deci în primul rând pentru copil, nu pentru tată sau mamă, cred că mai bine ar fi să fie separat. Înțelegeți, Dumitru, Nadejda, mama dragă, doamna Emilia, că cum trăiți voi, cum gândiți voi, deja nu mai este la nivel de societate care trăim. Trebuie să vă schimbați, trebuie să gândiți altfel, trebuie să înțelegeți că deja nu mai trăim, doamnă, în epocă care ați trăit dumneavoastră și acele abordări nu mai merge. Rugămintea mea este că înainte de a pleca de aici, o să cereți scuze una de cealaltă și o să cereți scuze la cele două femei care au suferit și o să vă gândiți împreună ce să faceți cu cele trei copii. Noi vom urmări în continuare evoluția acestui caz și, totodată, vom aștepta reacția autorităților abilitate la situația fiului acestui bărbat, un copil de 8 ani care s-ar putea afla în pericol. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.